Așa că plec pe la mama ea, ca să nu mă prindă plaia. Policoare cu papaya și mai văd ce fac după aia. Că oricum oriunde-i mult prea cad, nu mai scade niciun grad. Hotelurile ocupate la capacitate maximă, sute de turiști pe promenadă și tot atâția pe plajă. Când vine vorba de relaxare, românul strânge tot anul pentru câteva zile de odihnă departe de orașul natal. Tinerii sunt cei care, odată ajunși pe litoral, nu se mai uită la bani și își fac toate poftele. Alții, în schimb, sunt cumpătați și se încadrează în bugetul stabilit de acasă. Cum este șederea până acum? Plăcută. Da? Da, da. Toate condițiile ok la cazare? Da, da, da. Cam care este bugetul pe care l-ați alocat în vacanții? Pentru familie? Da. 2500 de ron. Da, deja plecăm. Cât ați cheltuit în vacanța asta? N-am ținut. N-am făcut un evidență. Avem 2-3 zile, dar mai stăm încă 7. Super, e o prelungire, să zicem așa. Sigur, sigur. Cam care este bugetul pentru vacanța asta? Cam 2000 de lei. Aproximativ 2000 de lei. Împărțit cu totul, cu tot, cu cazare, mâncare? Da, suntem cazați la o garsonieră în zonă. Mai avantajos decât la hotel? Da, după părerea noastră, da. Și agenții economici își freacă mâinile la final de săptămână. Vremea a ținut și cu ei, iar asta le-a adus profituri importante. Un șezlong în stațiunea Mamaia costă între 25 și 30 de lei. Cu toate acestea, încă de la primele ore ale dimineții erau date toate șezlongurile. A început sezonul estival. Pot să vă spun că 600 de șezlonguri le-am închiriat într-o oră jumate. Avem cel puțin 200 de telefoane. Tot felul de clienți care am avut și anii trecuți, care ne sună de pe autostradă și îmi pare rău, foarte la cearceap mai găsim ceva. Deci a început sezonul estival, e o nebunie. Nu mi s-a întâmplat asta niciun an de când sunt aici. Acesta se pare că este, după cum spun hotelierii și agenții economici, unul dintre cele mai aglomerate weekenduri din acest sezon estival, iar numărul celor care vor mai ajunge pe litoralul românesc este în continuă creștere.